E o declarație făcută astăzi de ministrul Muncii, Robana Plumb, care a spus că se lucrează la o nouă lege a salarizării. Declarația doamnei Plumb vine la câteva zile după ce ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a spus că un salariu de ministru de 5.300 de lei este un salariu jenant. Cam așa s-a exprimat. Și spunea doamna Plumb că președintele României, primul ministru, șefii camerelor Parlamentului și șeful în alte curs de casație și justiție vor avea același salariu. Nu a spus cât. E necesar acum o lege a salarizării care să urce salariile oamenilor cu funcție de conducere? Pentru funcționarul din Consiliul Județean e jenant salariu? Eu zic că da. Pentru doctor e jenant salariu? Eu zic că da. Eu cred că trebuie să facem o lege care să cuprindă tot sectorul bugetar și toți oamenii care muncesc în România. Dom'le, hai să o luăm altfel. Pentru asta... Numai o clipă, nu, o paranteză. Pentru asta, prima dată ar trebui să facem un proiect de țară care să genereze dezvoltare economică în România, care să aducă bani și să putem să mărim salariile. Vorbim numai de salarii. Nu facem nimic. Vă rog, domnule. Nu, voiam să spun că, doamne, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să știți, candidați la președinție să găsesc câți poftești, candidați la funcția de ministru, mai puțin, dar să găsesc și ăștia până la urmă, dar uitați-vă la un lucru, că s-au cam golit spitalele. Uitați-vă că ăștia care au de bine, de rău, o pregătire, nu mai știu cum să o tulească, uitați-vă, am văzut azi o știre, 10% dintre elevii din clasele terminale din Iași vor studia în străinătate și nu cred că se vor mai întoarce după ce vor studia în străinătate la colegii din astea de vârf. Așa. Și noi ne gândim cum să mărim salariile la granguri. Dom'le, eu nu cred că dacă le mărești salariile grangurilor, să bucură și medicii care pleacă și se hotărăsc să rămână în țară, să bucură și ăia de pe la ghișee care de-abia își duc zilele și din cauza asta dați-mi voi, eu înțeleg că iau șpagă, că trebuie să trăiască și ăștia. Și având asemenea salarizări de bătaie de joc, formă, faci legile în așa fel încât după ce îl prins pe medic de pildă că ia șpagă, îl bagi în pușcărie. Păi, bă, dacă nu vrei să ia șpagă, fără așa fel încât să aibă un salariu satisfăcător, nu extraordinar. Ori, din punctul meu de vedere, domne, medicul repară un ministru. Eu n-am văzut ministru să repare un medic.